Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni, etalare pentru ianuarie 2021, cu o mică întârziere, dar nu-i problemă, pentru că știți bine, mai ales cei care ne urmăriți și pe mine și pe colegele mele, colegii mei de mai mult timp, știți că vibrația continuă chiar după ce se încheie luna calendaristică. Mesajul de care au venit pentru voi pentru ianuarie este... sau sunt miracole și binecuvântări. Totul este un dar. Uneori chiar și suferința este un dar ca să ne transforme și să ne facă uneori mai vulnerabili la transformările prin care Dumnezeu vrea să ne treacă. Vedeți și voi cum se va manifesta, cum se vor manifesta aceste miracole și aceste binecuvântări. Faptul că voi nu aveți niște lucruri pe care alții le au, poate să fie chiar o binecuvântare, că a avea ceva înseamnă și responsabilitate, inclusiv dragoste, inclusiv multe lucruri. Interesant că s-a separat setul de cărți în două și avem aici că se leagă, că sunt două povești, că e una și aceeași și sunt două aspecte ale aceleași povești, rămâne să analizați voi. Îmbrățișați-vă emoțiile. Îmbrățișați-vă emoțiile 1 și 8. 8 este un număr intens, ține de scorpion, de emoții adânci și profunde, intense și uneori nu tocmai vesele. Emoțiile țin și de tristețe și de foarte mult. Emoțiile au o gamă largă, asta vreau să zic. Emoțiile au o gamă largă și nu trebuie să vă fie teamă să treceți prin întreaga gamă ca să dezvoltați ceva anume. Pentru că am zis, este acest 8 foarte intens, există și un 1, manifestarea acestei transformări. 8 înseamnă transformare, da? Iar o chestie și de sexualitate, că dacă vorbesc de scorpion trebuie să zic și de asta, de spiritualitate. Dar 1 și 8 fac 9. 9 ține de Jupiter. Toată această transformare și manifestarea acestei transformări vă ajută să vă extindeți orizontul emoțional. Aveți răbdare și aveți credință într-o situație care ține de emoțiile voastre. Ia uite, 17, 18. Am zis că trebuie să treceți prin transformare, da? 17, 18, numărul 3, 12, 3, știți că e casa 3 a gemenilor, vă reprezintă pe voi într-un fel sau altul. Învățați să aveți credință unii dintre voi, pentru că în opoziție cu gemeni este casa săgetătorului, care e guvernat de Jupiter și Jupiter reprezintă credința. Da? Credința. 12 și 13, există o evoluție. 12, 13, 17, 18. Treceți prin transformare. Treceți și 13, repet, este în cartea tarotului, nu, în tarot, mai greșesc și eu exprimările, în tarot numărul 13 reprezintă cartea morții și a renașterii. Și am zis bine 8, da? Deci, până la urmă, mesajele pe care le primesc au legătură. Cor fi două povești, că e una și aceeași, dar sunt separate, repet, aspectele, voi vedeți cum rezonează tot ce spun. O uniune a inimilor, o legătură spirituală, trăiți sau veți trăi, dar interesant este că apare și cinstea și este esențială. Vorbiți cu dragoste și cu adevăr, cineva nu arată ceva, ori este o dragoste secretă, o legătură spirituală secretă, o uniune a inimilor, în general această carte pentru mine reprezintă suflete, perechi, într-adevăr. 2 și cu 8, interesant, mai devreme a fost 1 și cu 8, acum e 2 și cu 8. Amândoi trebuie să treceți prin transformare. Separat și împreună, pentru că 2 înseamnă relație. Ia uite, 27, 28. Măi, ce chestie! Această legătură spirituală va aduce mai aproape de sufletul pereche, dar în spate există niște secrete. Slowdown-ul ăsta, încetinirea aceasta, iar ține de casa peștilor, a secretelor, a necunoscutului, a lucrurilor subtile spirituale. Ați îndurat într-adevăr mult în dragoste unii dintre voi. Însă,
Ce trebuie să încetiniți? Să îndurați în dragoste sau să încetiniți atitudinea aceasta secretoasă, iar poate să varieze. Important este că sunteți într-o legătură spirituală și dacă nu sunteți, urmează să fiți. Și atunci, această legătură spirituală care se manifestă în alte dimensiuni, se va manifesta cât de curând. Asta este miracol și binecuvântarea unora. Se va manifesta în această lume, e totuși un pom, da, e 3D. Și atunci este clar că trebuie să vă îmbrățișați emoțiile. Ați îndurat mult, aveți credință, aveți răbdare. Mai aveți încă un pic de răbdare, unii dintre voi. Mai aveți credință, că poate unii v-ați pierdut credința. Vedeți cum se leagă aceste mesaje. Din energia generală am primit, din cărțile care exprimă energia generală pentru ianuarie, destul de greu au venit cărțile. Adică au vrut să exprimă foarte multe, destul de greu a venit o carte. Adică, ce simt? Simt că sunt multe lucruri care se întâmplă, de aia s-a și împărțit setul de cărți în două. Sunt multe lucruri pe diferite planuri și trebuie să selectați prioritatea. Prioritatea sau energia principală este acest tatăl, este împăratul. Pentru unii, tatăl, soțul, că o fi având legătură cu cineva cu marcaj, marcaj nu neapărat semn, marcaj într-un semn de ăsta încornorat, Capricorn, Taur sau care mai are coarne? Care mai are coarne? Capricorn, Taur, acum mă scapă, cred că doar acestea două. Sau leu, bine, leu nu are coarne, dar apare sub forma acestei leoaice. E o figură care foarte importantă. Tatăl. Tatăl poate să fie tatăl într-o comunitate. Oamenii să vină la acest personaj pentru sfaturi. În general, ține de business, dar poate să fie orice altă profesie. Nu trebuie neapărat să fie businessman. Că o fi tatăl copiilor voștri, că o fi tatăl altor copii, repet, poate să fie tată într-o comunitate, o figură importantă care își creează sau și-a creat o lume. Dar e în control. Posibil să fie o figură autoritară care vă influențează pe unii, pentru alții. Iar o chestie de business, regele de monede, asul de foc și doi de bâte, trebuie să alegeți între două oferte, pentru că amândoi și regele de monede și tatăl fac afaceri. Și asul de bâte poate să fie o idee, o scânteie. Știu, nu e asul de monede, dar totuși e un as. Evident că poate să fie și o pasiune, o atracție fizică a voastră față de cineva. Și atunci trebuie să alegeți, pentru că doi de bâte înseamnă alegere. Într-o pasiune mai veche și una mai nouă. Într-o pasiune care este fizică, foarte fizică, și alta care vă poate înălța pentru că este un alt fel de foc, un foc mai luminos. Simt că sunt două personaje în viața voastră. Unul mai puternic ca celălalt, poate acest rege de pământ, că și el reprezintă soțul, este soțul și celălalt este o figură mai importantă decât soțul vostru. Sau vi se pare mult mai interesant decât soțul sau soția, evident. Și acest as de bâte pentru unii poate să fie o aventură, atracție, sau poate chiar dacă nu e aventură, e atracție pentru cineva. Este un nou început. Repet, de câte ori pot, poate să țină și de business, de afaceri, de proiecte. Însă e cineva mai important. Și iau, tatăl, am zis că are aspecte, că o fi ascendent, că o fi, eu știu ce, lună, în leu. În leu. Are un foc special, care îl face altfel decât regele de pământ. Regele de pământ poate să fie orice altă zodie. Un om ordonat, ambițios, stabil în principiu, pământean. Vedem cum se leagă celelalte mesaje care vin. De viața voastră personală. Ia să vedem cum pun eu cărțile. Ok, din seria cealaltă. Oh, doi de spade.
Cerca să blocați pe cineva. Probabil regele acela de pământ. Mă dă multe griji. Cineva care este foarte fixat pe bani și pe tradiții. Încerca să blocați voi sau ei. Cineva blochează un personaj care este foarte tradițional. Și regele de monede poate fi tradițional. Și care vă ține așa într-o cușcă mentală. Băi, dar nu mai spade și nu mai de asta negativ. Bine, spadele, în general, cărțile de spade sunt negative. Ia uite, blocaje mentale, stres, nevoia de vindecare, nevoia de eliberare, de o perioadă de dureri. Ia uite, regele de spade, iar alt semn de aer, probabil. Alt semn de aer în cazul în care nu sunteți voi. Și iar secrete, iar povești secrete. Iau, trei de cupe. Dacă nu fi triunghi amoros, o fi acea poveste de dragoste despre care am zis mai devreme. Da, se leagă, se leagă, am zis. E o situație secretă pe care nu o spuneți. Știți voi de ce nu o spuneți, probabil. Haideți să vedem. Gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Gemeni. Ianuarie 2021. Central. 7 de monede. Stați și așteptați. Că o fi semnul de pământ, să așteptați un ajutor, sunteți obosit, ați muncit într-o direcție, în curtea voastră, în problemele voastre, în afacerile voastre, ați muncit. Și acum stați și așteptați, sunteți un pic obosiți. Pentru unii, vom vedea cum se leagă. Ați investit în mai multe direcții de-a lungul timpului. Cartea centrală reprezintă inima, sufletul vostru. Și sufletul vostru e oarecum obosit. Se gândește, medita, da, se gândește, cineva se gândește. În cine să investesc? În cine să investesc ca să am spor, să trec prin 8? Să ajung la 8, 8 despre care am vorbit, la transformare și apoi la 9, independență și așa mai departe. Evident că poate să țină și de investiții practice în afaceri, dar pentru că este inima, ține și de investiții emoționale, că doar zice îmbrățișați-vă emoțiile, da? 9 de băte. Provocarea este. Amândoi sunt obosiți, și 7 de monede și 9 de băte. Însă 9 de băte încă mai luptă. Creează, provocarea este să creați niște hotare între voi și alții, ca să puteți să luptați în continuare. Niște responsabilități v-au îngenunchiat pe unii dintre voi. Poate personajul cu planete în semne de foc, iar variază voi sau ei, vedem cum se leagă. Mai, 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 5 de monede în trecut. O relație care scârție, probleme financiare pentru unii dintre voi. Dar în mod special o relație care scârție, care are nevoie de ajutor. Din primul și în primul rând, voi ziceți că aveți nevoie de ajutor practic, dar aveți nevoie de aceste miracole și binecuvântări, e o lumină, aveți nevoie de această binecuvântare în relație ca să meargă. Că altfel nu merge. Poate la un dat voi ați avut niște probleme în viața voastră și a venit cineva, viața voastră de familie sau financiară, și a venit cineva să vă ajute. La un moment dat s-a produs schimbarea prin acest personaj. Vedem. În acest moment așa simt, că a venit cineva să vă ajute. Nu știați ce să faceți cu copiii, cu banii, cu familia, poate. Oh, iar monede, foarte multe monede. Regele de monede, cavalerul, pardon. În momentul în care ați primit acest ajutor, au început lucrurile să meargă un pic mai bine. De-aia zic, cred că a venit totuși un ajutor de la cineva. Așa simt.
Și s-a confirmat prin cavalerul de monede, care poate să vină cu un dar, cu o susținere, cu... Puteți să fiți voi, după ce ați avut probleme financiare, să demarați un proiect cu răbdare. Cu răbdare, pentru că acest cavaler de monede merge încet. Pentru că e precaut, pentru că se gândește atent în ce investește, cum construiește, îți face schițe, planuri și așa mai departe, program, când să meargă, când să se, eu știu, ce să facă, ce să semneze contracte, chestii de genul ăsta. Nu se aruncă înainte ca un cel de foc. În viitor, ca valetul de cupe, e de bine, e frumos. Haideți să vedem. Oh, iar mai transformare, moarte în prezent. Am mai avut o zodie, nu mai știu ce zodie a avut. Tot aici, tot în prezent. Am mai avut o zodie. Cred că vărsătorul, să nu greșesc, vedeți, în prezent. Că o fi un scorpion pentru unii, că văd totul semn de apă sau cineva cu planete acolo. Că iar e casa 8-a a voastră. E casa 8-a, iar e 13, am zis. Poate pe 13 ianuarie ceva vă transformă, o veste. Dar transformarea asta nu se întâmplă niciodată. Asta ca să știți, transformarea asta nu se întâmplă niciodată brusc. Sau mai bine zis, moartea înseamnă să încheiați un capitol, să încheiați ceva, să puneți punct unei situații, unei povești, unei afaceri, da? Gata, punct și gata. Renașterea care urmează după moarte durează. În prezent aveți această energie foarte intensă. Repet, poate să fie în casa voastră a opta, cineva care vă... Vă provoacă la această transformare. Dar eu zic că e de bine pentru că după această moarte urmează valetul de cupe, care înseamnă vindecare, înseamnă un mesaj pozitiv, înseamnă o veste bună. Semn de apă, pești, rac. Mai puțin scorpion, dar văd aici scorpionul. Și nu contează zodia. Eu vorbesc acum, v-am dat că totuși e un valet, da? E o atitudine, poate să fie o veste că cineva s-a vindecat, să vindecă. E de bine, oricum, valetul de cupe. Sfatul este, ia uite, sunteți voi, investigați. Valetul de spade. Vorbiți mai puțin, eventual, și investigați ceva. O să încerc să clarific ce trebuie investigat. Bine, valetul de spade și spionează și bârfește. Evident că sfatul nu e să bârfiți. Și spionajul ăsta ține de investigare. Nu neapărat să urmăriți pe cineva pe fereastră ce face noaptea sau unde se duce la cumpărături. Da? Investigați ceva, un subiect. Eventual investigați cum să obțineți această transformare în folosul vostru, cum să vă atrageți binecuvântările și miracolele, cum să vă atrageți sporul de bani. Mai, exterior un semn de apă care plânge sau voi... Da, nu, e exterior. Un semn de apă plânge, o pierdere. O pierdere. Eventual niște momente cu prietenii, niște momente frumoase, poate un triunghi amoros. În spate sunt două suflete pe care nu le vede pentru că plânge. E cartea pierderilor, dar emoționale, a lacrimilor, a durerii profunde. Durere sufletească. Nu e ca la 9 de spade, stres sau 8. Că am văzut spade foarte multe la început. Chestia așa în care ți se rupe sufletul în două, din niște motive. Interesant ce văd, văd niște lanțuri. Cineva este, e prima oară când văd așa ceva, cineva este legat karmic de ceva și nu se poate desprinde. Oh, de asta vă e teamă? De asul de cupă, de o poveste de dragoste care nu se poate manifesta? De că cineva nu se vindecă, astfel de cupe înseamnă vindecarea voastră sau altuia. Vă este teamă în poziția fricilor. Dar văd totuși valetul de cupe care vine cu cupa. Da? De la 5, care înseamnă schimbare, se intră în 6. Care înseamnă echilibru emoțional, recunoaștere emoțională.
Vă este teamă unii dintre voi că dacă renunțați la o poveste mai veche, aceasta cu monedele care va crea stabilitate sau ați căuta stabilitate undeva, vă este teamă că nu puteți transforma viața voastră și nu vă puteți găsi dragostea adevărată cu cineva? Dar clar există un semn de apă sau cineva care vă marchează emoțiile, luna, într-un mod intens, chiar dacă nu-i semn de apă. Aveți aspecte pe lună și pe alte. Ia, uite-ți speranța. Ce vă doriți? Să aveți credință, cum am zis mai devreme. Să reușiți să vă păstrați credința și zice have faith, da? Dați în urmă. Vă doriți pe cineva important, eventual? Că vă și tatăl, vă și steaua? Vă doriți acest personaj important? Steaua poate să fie, am zis, personaj care atrage atenția. Vă doriți un vărsător unii dintre voi? Și de-aia aveți aici doi de bâte? Sunteți între două persoane? Și chiar dacă nu e vărsător. Pentru că steaua nu înseamnă doar vărsător. Este absolut penibil să ne blocăm doar cu această interpretare. Steaua înseamnă vindecare emoțională, echilibru emoțional și fizic. Pentru că ce înseamnă echilibru emoțional? Apa, ne îmbăiem în apă curată. Atunci dacă ne îmbăiem în apă curată și corpul fizicul devine curat și odată cu asta și mental, da, se luminează, se deschide al treilea ochi și tot așa. Interesant, aveți două cupe, două vase de apă, două spații emoționale pentru două persoane diferite, însă într-unul este o floare. Pentru o persoană aveți mai multă dragoste, o persoană vă înflorește sau vă stimulează creativitatea. Ce reușiți să faceți? Asul de spade. Să manifestați adevărul, să manifestați ceva nou. Eventual să reușiți să vă rupeți de niște situații karmice și chiar dacă nu vă rupeți de situațiile karmice, începeți ceva nou. Că tot e încheiați o perioadă sau o situație sau o afacere sau un contract, ceva. Asta pentru că am văzut regele de monede și împăratul. Amândoi vorbesc de afaceri, de bani, de contracte și manifestați ceva nou. Dar aveți doi ași, unul în poziția fricilor și altul în realitate. De aici îmbrățișați-vă emoțiile, chiar dacă aveți emoții, sunt intense cu moartea, sunt intense, devoratoare. Și în casa fricilor, care înseamnă și casa opta, am zis, pentru că emoțiile țin și de frică, aveți această minunată carte. Însă, manifestați ceva nou. Ce frumos! 9 de cupe. Începeți ceva nou care vă aduce bucurie. Iar probabil că se nu de apă, dar e o mare bucurie. Iar e similar cu steaua. Se manifestă această credință, steaua. Speranță. Împlinirea tuturor dorințelor. Vă bucurați de ceva. După această pierdere sau credeți că e o pierdere. Ia uite ceva nou, nebunul, frumos, frumos. Hai să clarific totuși, am zis, ia uite, turnul, brusc, o separare. Dar ce, e separare de ceva, în primul rând de stres, de această ori luptă, ori atitudine defensivă. Pentru că poate să fie o luptă doar la nivel personal, sufletești, vă păziți casa, vă păziți sufletul. De ceva, bâtele pot să fie și atacuri negative, de invidie, de... Da? De un semn de foc, eventual, unii dintre voi. Aici e un stres. Iată, cineva e bolnav, e stresat și celălalt se luptă să-l apere, eventual. Și apare turnul. Apare prăbușirea situației, a construcției respective. Și sunteți obligați să vă transformați. E un moment neprevăzut. E un trăsnet care aduce lumină, chiar dacă unor lumina aceasta durează puțin. Este foarte importantă. Aduce lumină pe o problemă care nu a fost rezolvată și atunci se rupe construcția. Hai să clarific valetul de spade în poziția... E de bine. Hai, drăguț. Vorbiți mai puțin și studiați, investigați cum să renunțați la aceste conflicte. Este o carte bună.
a venit invers. În poziția normală arată conflicte cu oamenii sau concurența. Apropo de afaceri, trebuie să luptați cu concurența, să găsiți soluții creative. Am zis, e un vas creativ, este un personaj care poate acest personaj vă inspiră. Vedeți cum se potrivește. Că nu degeaba a apărut împăratul. Trebuie să fiți în control, apropo de tată, trebuie să fiți în controlul vieții voastre ca să faceți față acestor emoții intense. Și sfatul este să renunțați la aceste lupte, pot să fie și lupte interioare, aceste personaje să fie aspecte ale voastre cu care vă luptați. Ce o să zică lumea, ce o să zică aia, ce o să zică elaltă, da? Renunțați la aceste lupte. Eventual, unii dintre voi poate trebuie să renunțați la... Sau un semn de foc renunță la lupte cineva. Din cauza tăcerii? Sau investigați? Investigați cum să scăpați de concurență, ca să nu trebuiască să vă luptați, pentru că vă consumați, e totuși o stare de oboseală și 7 de monede și 9 de bâte reprezintă oboseală. Provocare eventual, aha, interesant, provocarea este cum să blocați, da? În momentul în care blocați această concurență, aceste lupte, ele nu se mai manifeste și este logic, vine invers cartea. Cum să blocați? Interesant, este o curte, da? Curtea voastră interioară sau grădina voastră interioară, sufletul vostru, e frumos că e în central, sufletul vostru în care ați sădit diferite talente, că gemenii au multe talente, da? Multe abilități practice, că ei mânuiesc, că sunt cu mâinile, da? De-aia a venit și monede, chiar dacă sunteți gemeni. Nu doar abilități mentale, dar și practice, disteritate în multe direcții. Și e grădina voastră interioară în care ați investit, ați sădit, ați lucrat și mai zis, este cineva care vă roade această lucrare. Și atunci voi trebuie să învățați să protejați. Rece provocarea. Poate că sunteți prea deschiși unii dintre voi. Poate ați fost prea deschiși. Ați lăsat să intre unii și alții și oițe și veverițe în grădina voastră. Nu. În grădina voastră, ah, ce frumos vine mesajul. Acum, văd altceva și e prima oară când văd, e prima oară, tocmai la etalarea voastră. Lucrați la pomul vieții și investigați apropo despre acest subiect. Investigați ce înseamnă pomul vieții pentru cei care nu știți simbolistică și o leacă de alchimie. Că nu trebuie să știi mult ca să înțelegi niște lucruri. Ați lucrat la acest pom al vieții, pe care toți îl avem și toți trebuie să-l manifestăm. Și ca să puteți mergeți înspre 8 de monede, înspre 8 care e reprezentat de moarte, da? De casa scorpionului, trebuie să vă protejați aici, să puneți niște garduri. Pentru că oamenii au tendința, am văzut 7 de bâte, am văzut și 5 de bâte, au tendința să vă atace. Pentru chiar acest gard protector poate să reprezinte transformarea în sine. Mai, eu zic că înțelegeți, că sunteți isteți. Da, trebuie să vă detașați. Pentru unii poate să fie o comunicare la distanță cu cineva între voi, și un semn de apă, niște drumuri, nu, pentru că e 3 de bâte, nu zi musai că sunt drumuri la mare distanță, pot să fie pentru că e totuși un vas, este o corabie, pot să fie drumuri peste o apă, dar pot să fie și drumuri de scurtă distanță între voi și un semn de apă. Sau un semn, dacă nu-i semn de apă, musa, e cineva care, v-am zis, 5 și 6, cineva, probabil acest personaj plânge, voi plângeți după ei că nu puteți să vă întâlniți, dar trebuie o perioadă să vă, măcar o perioadă. Vedeți după aia ce se întâmplă. Să vă detașați mental. Ca să scăpați de aceste conflicte. Înțelegeți? Ia să aprind asta. Tac. E mai frumos așa? În fine. Hai mai dăm o carte pentru acest
Valet de spade. Ia uite, temperanța, vedeți? Vedeți? Temperanța. Aveți răbdare? A zis și mai devreme, dați la început. Have patience. Temperanță. Și oarecum seamănă cu steaua. Aveți răbdare pentru că lucrurile se echilibrează în timp. Între pasiune și emoție trebuie să faceți o... să găsiți punctul central. Aveți răbdare, investigați cum să vă vindecați. Temperanța înseamnă vindecare și aici este problema, e o frică. Că nu vă vindecați voi, cineva, e o frică. Și se leagă, pentru că dacă stați în frică, adică în conflicte, în conflicte personale interne, ele se manifestă. Și atunci tăceți mai mult, vindecați-vă și mai mult și uite așa manifestați eliberarea de conflicte. Hai să clarificăm 5 de cupe. Cine plânge aici? În exterior, cineva, plânsul cuiva, suferința cuiva vă impresionează, vă influențează foarte mult. Poate chiar vă transformă. Dacă aveți luna sau aspecte planetare care confirmă chestia asta, simțiți, empatizați cu ei și asta vă transformă suferința cuiva. Poate cineva pierde pe cineva și faptul că plânge... Și vă povestește, vă doare, înțelegeți? Ia, 5 de cupe. Ce este acest 5 de cupe? Clarificăm 5 de cupe. Dar nu uitați că e de bine în viitor. Ba chiar, da, adică mai spre sfârșitul lunii. 5 de cupe. 5 de cupe din exterior. Cine plânge? De ce plânge? De ce plânge? De ce plânge 5 de cupe? Opa, magicianul plânge pentru voi. Magicianul semnul gemenilor în general, dar nu obligatoriu. Poate să fie berbec, poate să fie fecioară, poate să fie capricorn, absolut oricine manifestă. Dar magicianul în general înseamnă mercur și atunci zic că sunteți voi. Posibil să plângă pentru voi, posibil să plângă că nu poate manifesta aceste două suflete perechi. Da, iar o situație de oarecum dezechilibrată trebuie să aleagă. Între voi și altcineva? Sau voi trebuie să alegeți că a apărut și doi de băte? Mai dăm o carte. Ce cu acest 5 de cupe și magicianul? Regina de băte. Și însinguratul, eremitul. Pentru unii, așa simt, așa vă transmit. Este un personaj foarte pătimaș, care controlează. Împăratul poate să fie reprezentat și de regina de bâte. Un personaj care este foarte intens, vrea să controleze situația. Am zis că e o leoaică pentru unii. Sau cu planete, sau cu aspecte, acolo nu obligatoriu leoaică. Și acum să nu sară în sus lei sau leoaicele, pentru că sunt variante negative și pozitive. Unii sunt oameni fain, alții nu. Depinde de evoluția lor și de ce fac ca să fie frumoși. Posibil pentru acest semn care plânge, nu neapărat semn de apă, ci un personaj care plânge, simte că a fost manipulat de acest personaj care vrea să controleze. Da? De-aia apare aici semn de foc. De fapt, două personaje. L-am zis, este un foc care arde și un foc care înalță. Că alegeți voi, că aleg ei, iar variază. Și din cauza aceasta, acest personaj se însingurează. Este într-o căsnicie sau relație sau contract, poate să fie și un contract, care îl obosește, îl consumă, sunt niște jocuri mentale, ia uite, iar semnul de apă, regina de cupe. Niște jocuri, argumente, certuri. Repet, dacă nu-i căsătorie, poate să fie o relație, poate să fie un contract, e ceva care consumă pe acest personaj care plânge.
și vă influențează și pe voi. Eventual, voi trebuie să aveți grijă cu acest personaj de foc și de aici e provocarea. Prezența acestui personaj cu planete în semnul focului vă îngrădește ceva. Însă, să revenim la veștile bune. Transformarea asta e de bine. Voi ziceți că nu se manifestă acest as de cupe, dar începe încet, încet cu acest vale de cupe. O veste bună. Că cineva se vindecă sau că e mai bine sau că cineva simte pentru voi sau își aduce aminte sau pur și simplu o vorbă frumoasă din partea cuiva. Poate să fie și o discuție cu cineva, n-are nicio treabă cu această problemă, dar discuția cu cineva vă alină și alinându-vă se schimbă vibrația, începe să sperați. Și sperând, se manifestă și bucuria mai devreme sau mai târziu. Înțelegeți? Totul se leagă. Butterfly effect. Hai să clarific această moarte. Clarifică moartea aceasta. Ce e cu ea? Despre ce e vorba? Transformarea aceasta. E o transformare. Clarifică această moarte, te rog frumos. Clarifică această moarte. Clarifică această moarte, te rog frumos. Clarifică această moarte. Ia uite, lună. Pești, rac, scorpion. Iar scorpion, scorpion de două ori. Al semn de apă. Sau cineva, repet, care va atinge luna. Luna voastră este transformată. Emoțiile voastre sunt transformate. Prin emoțiile cuiva, pentru că luna înseamnă și frici, și apare, e frumos cum se leagă, da? Fricile sunt exprimate în etalarea voastră de azi. Prin asul de cupe vă este teamă că nu vă veți vindeca, că nu veți trăi dragostea aceea perfectă. Sau fricile cuiva. Am zis, eu telepatie, luna înseamnă și telepatie. Dar, e o transformare emoțională. Ia uite, visați că vă eliberați, cineva visează, eventual personajul acesta visează că se eliberează de 10 de bute. Sau voi descoperiți că aveți opțiuni sau visați că vă veți elibera de aceste responsabilități. Vedeți și voi. Însă, nu uitați că aveți steaua în poziția dorințelor și e frumos că vă doriți așa ceva și că aveți asul de spade, un nou început în temei, în adevăr și cu mare bucurie, adică și mental și emoțional, 9 de cupe. 9 de cupe. Hai, dăm și valetul de cupe. Valetul de cupe. Ce cu acest valet de cupe în viitor? Valetul de cupe. Hai, valetul de cupe. Valetul de cupe. Vă este teamă că să nu moară cineva? Teamă să nu moară cineva. Probabil trece prin niște transformări foarte intense și vă este teamă pentru unii. Valetul de cupe, te rog frumos. Sau vă este teamă de transformarea asta pentru că este atât de intensă, vă este teamă... Mi s-a părut că s-a răsucit? Da, uite. Ia să vedem. Că au venit. Ok. Ne, un triunghi pentru unii. Căsătoria, 10 de monede, relația sau afacerea, triunghiul sau colaborarea și secretele, marea preoteasă. Însă aveți o veste de bine în acest context. În acest context aveți o veste de faină. O veste faină care vă poate aduce abundență și
Bucurie. Și bucurie cu prietenii. Dacă nu-i familie și triunghi așa, poate să fie vestea că aveți un spor de bani, că tot am văzut bani la început, da? Că v-ați străduit, vă puteți bucura cu prietenii. Însă Marea Preoteasă aici vorbește despre niște secrete. Eventual ține secret despre aceste lucruri. Pentru că oamenii vă invidiază uneori. Știți? Dar vedeți, din cele două mesaje, care se potrivesc cu viața voastră? Da, pentru unii văd un triunghi amoros. Ce să mai secrete, triunghi și familia. Familia, tradițiile, cultura, banii. În fine, cam atât. Nu uitați că e de bine, da? Cu asul de spade și 9 de cupe, e de bine. O să fie bine, chiar dacă acum e intens. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, la mulți ani și nu uitați din când în când să mai citiți și sub video, că mai am și eu diferite anunțuri de făcut. Ne auzim cu bine la următoarele etalări. Vă pup, numai bine, ceau, ceau!